Mihai Ghimpu, erou unionist sau trădător al românismului, noul speaker liberal provoacă primul scandal în presă legat de unirea Moldovei cu România. După ce a confirmat în presa de la Chișinău că pledează pentru Marea Unire, Ghimpu s-a ferit să recunoască acest lucru și pentru presa de la Moscova. La doar o săptămână după ce a pus mâna pe fotoliul de speaker, Mihai Ghimpu a confirmat în cadrul unei emisiuni televizate că este adept al ideii de unire a Moldovei cu România, într-un cuvânt unionist. Nimeni nu trebuie să-mi spună mine cum mă cheamă pe mine și a cui sunt eu și cine sunt eu. Aceasta e hotărât de mult de când m-am născut eu. Am înțeles. Dar iată, sunteți unionist? Da. Dar aceasta idee mi-a aparține mie ca un om care îmi cunosc istoria. Această poziție radicală a noului speaker a trezit un val de îngrijorări în regiune. La scurt timp, liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, atenționează armata transnistriană că ar putea izbucni un nou conflict armat. Instabilitatea din Republica Moldova se accentuează, ceea ce poate genera diverse provocări, inclusiv de ordin militar, a spus Smirnov. Cu neliniște s-a reacționat și la Moscova. Deputatul rus Constantin Zatulin, care este și director al Institutului pentru Statele CSI, a anunțat la finele săptămânii trecute că Rusia își va apăra drepturile concetățenilor săi din Transnistria, indiferent de acțiunile forțelor pro-române de la Chișinău. Înțelegem că în Republica Moldova începe o nouă perioadă politică. Nu cred că voi face o greșeală dacă o vom numi etapa post-Voronin. Revin la putere acele forțe care anterior au susținut reunificarea cu România și reprimarea Transnistriei. Rusia urmărește cu atenție cum evoluează evenimentele și puțini sunt cei care cred că noul președinte al legislativului de la Chișinău și-a schimbat convingerile, a spus Zatulin. Presa de la Moscova imediat i-a cerut lui Ghimpu să explice punctul de vedere exprimat la Chișinău. Liberalul a recunoscut declarația făcută anterior, adăugând însă că nu el va fi cel care va promova unirea. Меня спросили, вы унионист? Я сказал, да, я унионист. Но сказал, что я за воссоединение. Я сказал, что в этом вопросе каждый человек имеет свой взгляд. Я не сказал, что я буду провести эту политику в этом направлении. Если я говорю, что меня зовут Михай, это не означает, что я за воссоединение с Румынией. Если я говорю, что меня зовут Миша, это значит, я воссоединение с Россией. Cele două declarații contradictorii ale lui Ghimpu nu au inspirat încredere nici presei și nici politicienilor din Est. Este greu de crezut că speakerul liberal și-a schimbat convingerile sale unioniste. Trăiască... Ce Ion? Ce Sergiu? Trăiască. Unirea. Unirea. Trăiască Marea Unire. Ce e ce da Dumnezeu? Ca fiecare popor, fiecare națiune să locuiască împreună, într-un singur stat, să fie așa cum a lăsat Dumnezeu. Și eu sunt convins că această zi nu e departe. Totul e în mâinile noastre. Înainte, dragi români! Lasă unească el singur, fiindcă el singur, ori partidul lui, tot din mic nu se facă ceva pentru norod. Deodată îi fac așa ea, politica lor, așa ea, că să fie bine, așa. Dar pe urmă și arată și pot ei. Lasă să întrebi norodul, vrem noi ori nu? Majoritatea să fie. Dar nu așa o părticică. Eu de pildă categoric sunt împotriva. De ce? Pur și simplu asta trebuie poporul să hotărască, dar nu domnul Ghimpu. Он предупреждал. Народ проголосовал, народ получил то, что хотел. Но я не согласен, потому что потеряется Приднестровье, тогда уже Молдавии не будет. Цара ностра есть, цара ностра. Aici am crescut, aici am învățat, aici trăim. Nu e normal, pentru că nu e normal. Noi avem țărișoara noastră, așa cum suntem, dar așa trebuie să trăim. Nu, nu ne trebuie români. Să se audă în București, București, România să trăiești. Moldova este Moldova, România este România. Să trăiești și mai mândră să înflorești. Sergiu Strungaru, Vitalie Drăgălin pentru NIT.